mai există și v-am spus motivul pentru care nu mai există, sau prin cele două coridoare laterale se făcea trecerea spre clădirile din spate, Basilica și Curia. Mergem până acolo. Până... Chei, zaruri de ușă, probabil cel de pe inel de la o cutie de valori. O balama imensă din bronz, care nici măcar n-a fost restaurată, într-o foarte bună stare de prezervare. Și nu este a unei uși oarecare, ci a unei porți, probabil a unui templu de aici, din zona de peste drum de noi. Ace de cusut sau de păr din os sau din bronz. Iar în colț este toga, de care vă vorbeam într-una din sălile de mai înainte. Acea bucată semicirculară de sesătură ce se înfășura în jurul trupului și se prindea la umăr cu fibula. Apoi într-un al doilea, de unde se scurgea în canalizarea de sub drumul. Doamnele care îl plantau, de o parte și de alta, aveau zona pântecelui acea țeapă, mascată de un lighean sau de o scoică, din care apa țâșnea. Noapte foloseau ceea ce mai folosim și noi astăzi, ceasul bazat pe curgere constantă de nisip, de sidra, sau ceasul bazat pe curgere constantă de apă. În colț sunt țevile din drum, prin care, după ce apa era adusă în oraș de pedale din jur, prin apeducte mari din piatră, deci